În județul Argeș, stratul de zăpadă pe unele vârfuri montane depășește 2,5 metri înălțime, iar turiștii sunt sfătuiți să nu se aventureze. Se pot produce avalanșe, iar salvamontiștii au luat deja măsuri. Traseele din zona județului Argeș rămân închise. Este un risc mare de avalanșă la peste 1800 de metri, un risc de gradul 5, sub 1800 de metri, gradul 4. Recomandăm turiștilor să rămână în zona cabanelor sau în zona împădurită. Și salvamontiștii din Neamț anunță același pericol. Și aici, mai multe trasee, dar și accesul spre cabana Diham au fost închise.